Deschidem din nou Cartea Domnului la 2 Timotei, capitolul 3. Și tema din această seară o și avem pe ecran. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi fără dragoste firească. Fără dragoste firească. Mi-am dat seama că suntem de-abia la mijlocul acestei liste și încă mai avem foarte mult de parcurs. Subiectul din această seară este însă foarte interesant și vă mărturisesc că mi-a dat foarte mult de lucru, pentru că sunt câteva noțiuni pe care le folosește Cuvântul lui Dumnezeu, care le interpretăm foarte departe de scopul cu care ele au fost scrise. Cuvântul pe care îl avem aici, în limba greacă, întotdeauna apelăm la limba originală, în care Biblia n-a fost inspirată în limba română. A fost inspirată în limba greacă. Și atunci avem obligația să ne ducem la limba asta care, din fericire, e moartă. A murit și a rămas așa de când a murit. Ea nu se mai schimbă. Greaca veche este o limbă care nu se mai vorbește astăzi. Ea seamănă, e adevărat, cu greaca de astăzi, dar pe departe e altă limbă și e binecuvântarea lui Dumnezeu că avem de-a face cu limbi din astea care au înghețat și au rămas așa de pe vremea când au fost scrise textele Sfintelor Scripturi. Cuvântul este astorgoi, care înseamnă oameni fără afecțiune și dragoste normală. Oameni lipsiți de sentimente omenești normale pentru alții, oameni fără emoții de dragoste. Înseamnă lipsa sentimentelor pentru alții, înseamnă abuz afecțional, de abuzul afecțiunii și dragostei normale, oameni care abuzează de dragostea normală. Mai este și un cuvânt foarte interesant, nesociabili. Oamenii care nu au dragoste firească nu sunt sociabili, sunt izolați, singuratici, necomunicativi. Cu ăștia nu te poți înțelege prea ușor, ei se izolează de restul oamenilor. Pentru acești oameni, ceilalți devin doar pionii plăcerilor proprii, scopurilor noilor experiențe și la care ei apelează. Cuvântul apare de două ori în Noul Testament, dar foarte interesant, nu în forma lui normală, ci negarea lui. Deci nu avem... O să vedem imediat că în limba greacă există patru cuvinte pentru dragoste. Două dintre ele le găsim în Noul Testament, este dragostea agape, dragostea jertfitoare de tip cristic, o găsim foarte des în Noul Testament. Apoi este fileo, care înseamnă dragostea frățească, prietenie, de unde și... Philadelphia, nu, care înseamnă dragoste de frați, este un alt cuvânt care îl găsim în Noul Testament. Ori de câte ori veți găsi cuvântul dragoste în Noul Testament, este ori agape, ori fileo. Un alt cuvânt în limba greacă pentru dragoste este eros, care de fapt exprimă dragoste sexuală dintre un bărbat și o femeie, și nu-l găsim nicăieri în Noul Testament, acest cuvânt. Dar există un al patrulea cuvânt, storge, care înseamnă dragostea naturală, dragostea din familie, cum ar fi cea dintre părinți și copii. Spuneam că cuvântul ăsta nu-l găsim în Noul Testament, decât negarea lui, negația lui, a storge, nu? Este astorgoi, care este pluralul a oamenilor care nu au dragoste normală, dragoste naturală, așa cum spuneam, există între părinți și copii. Cuvântul există doar în două
locuri în Sfânta Scriptură și unul este exact în textul de care vorbim în această seară, 2 Timotei, capitolul 3, și există și în Romani, capitolul 1, exact același cuvânt. În Romani 12 cu 10 găsim un compus interesant a acestui cuvânt care înseamnă filostorgos. Filostorgos vine din două cuvinte, din fileo și storge, nu? Filostorgos, care înseamnă a fi devotat. Sunt două versete care folosesc cuvântul acesta. În primul rând este versetul care spune: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Este, de fapt, versetul din Cornilescu, în Romani 12 cu 10, este versiunea Cornilescu. Interesantă este versiunea a Bibliei lui Bartolomeu Anania, care zice: întru unii pe alții, întrecându-vă cu cinstea, cu cinstirea frățească. E o altă expresie folosită, de fapt, tot de la Filostorgos. Deci astea sunt doar câteva locuri în Noul Testament în care apare cuvântul acesta storge, nu? Sau astorgoi, negația lui, pe care îl vom studia în această seară. Este interesant că Bibliile românești, haideți să spunem câteva lucruri despre cuvântul acesta în limba greacă. Eu întotdeauna, când studiez aceste cuvinte, am niște materiale în care îmi permit să mă uit și în literatura greacă din timpul când s-a scris Noul Testament, cum s-a folosit cuvântul respectiv. Cuvântul a fost folosit cu referință la practicile antice de a ucide copiii pe care nu-i doreau romanii, de către părinții care nu își iubeau copiii, care erau lipsiți de dragoste firească, de dragoste normală, își omorau copiii. Filozoful roman Seneca a apărat și a încercat să justifice practica aceasta romană de a-și îneca pe noi născuți, care erau ori slabi, ori cu malformații. Dacă s-a născut un copil care ți s-a părut că este slab, romanii îl omorau, îl înecau, îl aruncau în Tibru, în râul care trecea prin Roma. Aici fac o paranteză să spun că după ce creștinismul a pătruns în Roma, creștinii îi culegeau pe copiii ăștia aruncați de către romani să se nece în Tibru, îi salvau și creșteau. Îi salvau pe acești copii. Haideți să vedem cum este tradus cuvântul ăsta, astorgoi, în limba română, în Bibliile vechi care au fost în decursul istoriei. Iată că prima Biblie de la Alba Iulia, Noul Testament de la Alba Iulia, zice: fără de dragoste. Noul Testament de la Smirna este: fără dragoste, lipsiți de iubire, Biblia Catolică. Regele Carol al II-lea, Biblia Carol al II-lea, zice: lipsiți de dragoste, fără iubire firească, Biblia de Iași. Fără inimă este Bartolomeu Anania, este cea mai recentă traducere ortodoxă a Bibliei în limba română. În paranteză, el zice: oameni inumani și abrutizați. Oameni inumani și abrutizați, fără inimă. Biblia Fidela, apărută la Cluj, înseamnă traduce fără afecțiune naturală, dar mie îmi place cel mai mult Noul Testament pe înțelesul tuturor, care zice: vor avea inimi tari ca piatra. Oamenii din vremea de sfârșit vor avea inimi tari ca piatra.
Deci asta e o traducere pe înțelesul tuturor, Noul Testament, merită să-l consultați, să vedeți ce surprize veți avea la multe expresii din acestea din Scriptură. Hai să vedem ce caracterizează pe oamenii aceștia care nu au dragoste firească, nu au dragoste naturală. În primul rând, au o puțină afecțiune pentru ceea ce este natural și normal. Din lipsa asta de dragoste naturală se naște iubirea asta anormală și nenaturală pe care o împărtășesc homosexualii și toți ceilalți din trupa acestor oameni. Vă voi scuti în această seară să discut chestiunile astea pentru că le vom rezerva pentru ultima parte a studiilor noastre biblice care se vor referi mai ales la textul din Romani, capitolul 1, exact despre practicile acestea homosexuale. Este o întoarcere spre anormal și nenatural. Homosexualitatea și toate experiențele care sunt promovate astăzi de lumea care noi trăim. În al treilea rând, dispare iubirea din cămin, din casă, din familie. Căminul sau casa devine doar locul unde dormim, un fel de garaj în care dormim noaptea, în care ne ținem hainele, nu? Nu mai există noțiunea aceea de cămin, de casă, să te întorci acasă cu bucurie la ai tăi și să fii fericit în casa ta. Lipsa iubirii din casă duce la creșterea ratei divorțului și a concubinajului în societatea vremurilor din urmă. Despre asta vom discuta pe larg imediat. Lipsa dragostei pentru cei dragi, eutanasia și avortul. Lumea în care noi trăim, o lume care este lipsită de dragoste normală, părinții își omoră copiii în pântecul mamei, nu? Apoi scăpăm de bunica și de bunicu, că ăștia numai ne încurcă, apelăm la eutanasie. Ne ucidem copiii prin avort și ne ucidem bătrânii prin eutanasie. Porma, căderea afecțiunii pentru țară și pentru propriul tău popor. Nu? Aici vin abuzuri de toate felurile, nu? Cineva spunea că la ora actuală, dacă ar izbucni un război, românii nu mai sunt deloc gata să moară pentru țară. Nu mai sunt gata să moară nici pentru familie, pentru că și-au părăsit-o și-au plecat să lucreze prin alte țări din lume. Deci dacă dispare legătura dragoste din familie, dacă dispare dragoste de Dumnezeu, de religie, nu? De biserică, și dispare dragostea de neam, de țara ta, pentru ce să lupți, nu? Cu cine aperi țara dacă oamenii nu-și mai iubesc țara, nu-i așa? Când nu ne mai iubim țara și pământul strămoșesc, nu? Atunci apelăm la abuzul mediului înconjurător. Nu mai ținem cont că pământul care ni s-a dat este darul lui Dumnezeu și trebuie să avem grijă de el. Când lipsește patriotismul, nu ne mai apărăm țara. Astea sunt câteva consecințe imediate ale lipsei de dragoste normală sau firească în societatea vremurilor din urmă. Dar să le luăm pe rând și să discutăm în primul rând despre fără dragoste firească pentru familie. Pentru că așa cum spuneam, storge, cuvântul acela, se referă direct la dragostea dintre părinți și copii, dintre membrii familiei, dintre mamă și tată, nu? Părinți pentru copii și copii pentru părinți, pentru bunici, pentru cei din familie. Același cuvânt se folosește și pentru a-ți iubi pe conducătorul țării, pe președinte sau împărat, nu? Ei, când lipsește dragostea aceasta firească pentru familie, se întâmplă niște lucruri teribile. În primul rând, va exista puțină afecțiune pentru tot ce este normal și natural.
Oamenii se vor întoarce spre anormal și spre nenatural în relațiile lor, în comportament și în viața sexuală mai ales. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru și vreau să citesc versetul ăsta pentru că este foarte, foarte important. În 2 Petru, capitolul 2, 13 la 14. Fericirea lor, acestor oameni, este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Eu vă îndemn să citiți tot capitolul ăsta 4, tot capitolul ăsta 2 din 2 Petru, pentru că el descrie extraordinar această societate a vremurilor din urmă. Eu am ales doar versetele acestea pentru citatul din această seară. Va exista puțină afecțiune între soț și soție. Partenerul de viață va deveni nimic mai mult decât persoana care plătește bilurile, care ne ajută la plăti bilurile, nu? Care ne menține fațada pentru a fi acceptați de societate, nu? Mai ales politicienii de astăzi, nu? Rămân împreună și vezi că după ce au înșelat-o în văzut întregii țări, nu? Pe doamna Clinton, se duce și îl apără, nu? La microfon, este alături de el și suferă până la capăt, nu? Dar totul este o fațadă, totul este un exercițiu pentru a fi acceptat în final de societatea în care trăiești. Bărbații și femeile pot să fie infideli unul față de altul, dedându-se perversiunilor, ea are banii ei, el banii lui, doi străini trăiesc sub același acoperiș, fiecare are aventurile lui în viață. În numele libertății, bineînțeles. Dar nu este altceva decât expresia unor oameni care nu mai au dragoste naturală. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, versetele 26 la 27. Sunt cuvinte foarte tari, dar sunt în Scriptură și trebuie să le citim și să vedem că ele se referă la vremurile în care noi trăim. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească, deci normală a lor, în una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au împrins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însăși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Probabil și pe vremea aceea se știa de AIDS, nu? Bolile care nici astăzi, societatea de astăzi nu vrea să le asocieze cu păcatul ăsta teribil a sodomiei. Nu? Culmea, la început așa le-au numit drept urmare a păcatului sodomiei, de pe urmă le-au schimbat băieții imediat, le-au dat denumiri mai frumoase. Interesant, de denumiri mai frumoase la moarte, crezi că e mai bine? Scam mai ușor? Fără dragoste firească în familie, ce se întâmplă, dăm de o rată absolut alarmantă a divorțului în societatea în care noi trăim. Crește o nouă generație care preferă concubinajul și nu mai formează familii astăzi, familii normale. Este un efort susținut din partea societății în care noi trăim astăzi pentru distrugerea familiei normale. Astăzi, a spune că ești căsătorit cu o femeie și cum suntem noi, o să avem în curând 50 de ani, pentru foarte mulți e o mirare colosală. How in the world? Cu o singură femeie, 50 de ani, ai rezistat? Oh, yes! Homosexualitatea se răspândește extraordinar
Să redefinește familia, societăți, una după alta, țări, una după alta, legalizează căsătoriile homosexuale. Unul dintre posturile noastre de televiziune pentru știri era Digi24. Totul a fost în regulă până când am văzut un interviu cu un actor român care spunea: domnule, eu m-am căsătorit cu o femeie și cred că e normal un bărbat să se căsătorească cu o femeie și să facă familie, pentru că doi bărbați nu pot să facă copii. Ei, așa s-au enervat cei doi reporteri de la televiziune, că, domnule, ăsta era de pe altă planetă, domnule. De unde a picat ăsta care gândește în halul ăsta, nu? Pentru că Europa modernă în care erau acești doi indivizi nu mai gândea așa, nu? Și îl forțau, era un actor faimos român. Îl forțau pe ăsta să intre în tiparul noii gândiri. Nu? Homosexualitatea, LGBT, am văzut o poză cu o biserică de-a noastră românească de frați romi care își făceau slujba într-o biserică americană și au făcut poze pentru calendar. Și n-au văzut că în spatele lor era steagul homosexualilor. S-au pozat cu el după ce au tipărit frații calendarul și l-au dat la toată lumea și au dat seama de chestia asta. Dar acum ce să facă? Doar nu mai e calendarul de la oameni înapoi. Așteaptă să uite lumea și anul viitor o să fie alt an nou fără steaguri. Nu? E groaznic ce se întâmplă. Aveți grijă că curcubeul ăsta arată frumos, nu? De fapt, el este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut curcubeu să ne spună că nu o să mai vină niciun potop. De ăștia care au venit cu potopul de sfârâului peste noi, nu? L-au luat și au făcut steag din el. Aveți grijă să nu vă decorați cu steagul ăsta, să vă ia lumea altfel, ca pe frații noștri care și-au făcut poză cu steagul lor. Țin minte că un frate în vârstă de la Chicago a venit așa bucuros la biserică într-o duminică că și-a găsit niște Adidas noi la flea market. Aveau numai niște iepurași așa foarte drăguți pe ei și i-a plăcut la fratele iepurașii ăștia, nu? Când am explicat ce înseamnă iepurașul ăla, săracul n-a mai umblat cu pantofii aceia. Să aveți grijă la steag. Ce să mai spun de transgendismul de astăzi, nu? Bărbați care se dau femei și invers. Românii care au un simț al umorului teribil, zice, Vasile a venit acasă din străinătate. Avea valizele pe un măgar, îl ținea de frâu, dar Vasile era într-o mini-fustă, niște tocuri din alea înalte, și venea acasă la maică-sa, nu? Să-l vadă. Europa este absolut invadată de asemenea comportament. Spunea cineva care a fost recent în București și a fost absolut șocat să vadă pe străzile Bucureștiului asemenea arătări, nu? Mulțumim Domnului că nu prea vedem pe aici, așa probabil umblăm noi pe unde umblă ăștia și bine facem. Aici vreau să vă spun că datorită faptului că dispare această dragoste normală din familie, dispare sentimentul natural de dragoste dintre copii și părinți și mai ales a părinților pentru copii și capătă o popularitate îngrozitoare avortul în societatea în care noi trăim și mai ales eutanasia. Haideți să vă citesc ce spune Isaia în 49, versetul 15 și 16. Poate o femeie să uite copilul pe care îl lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Da, chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei, spune Domnul.
Aici spune Dumnezeu, este normal, este natural ca o mamă să-și care își alăptează copilul, o mamă să-și iubească rodul pântecului ei. Dar dacă nu-l va iubi, chiar dacă va exista o asemenea denaturare a sentimentelor umane, Domnul spune, eu niciodată n-am să ajung așa. Astăzi, din păcate, avortul intră în Constituția unor țări, cum este Franța. M-a slăvit să fie Domnul că Statele Unite a luat niște măsuri și a scos din legea federală avortul, dar el este acum la dispoziția statelor, a fiecărui stat american. Avortul este expresia însă cea mai clară a lipsei de dragoste naturală care există astăzi în societatea umană. În anul 2017, și nu sunt mulți ani de atunci, s-au înregistrat 862.000 de avorturi pe zi, numai în Statele Unite. Uitați-vă acolo, într-o singură zi. 10,34 milioane de copii sunt uciși cu voia mamelor lor în America. 3 din 10 femei gravide din Statele Unite fac avort. Un avort are loc la fiecare 15 secunde în Statele Unite ale Americii. Astea sunt bazate pe cifrele din 2017. Probabil astăzi sunt mult mai grave decât atunci. N-am găsit o statistică mai recentă. Din toți copiii avortați într-un an, peste 500 de copii reușesc să trăiască. În ciuda atâtor acțiuni îngrozitoare ale doctorilor în procesul acela teribil a distrugerii unui copil, 500 dintre ei trăiesc. Ei bine, Congresul Statelor Unite a dat o lege că e voie să îi omor după aia, după ce au supraviețuit la doctori. Acum doctorii au voie să-i omoare după ce au ieșit din mâinile lor. Doar 3% din aceste avorturi sunt din pricina violului sau incestului. Mulți spun, domnule, femeile au fost violate, eu știu, a existat incest în familie, de la frați, de la tată, eu știu. Doar 3% din astea vin de acolo. Majoritatea, 97%, consideră nașterea copilului neconvenabilă. Neconvenabilă, nu le convine, îi deranjează, cheltuieli. Și atunci să scape de corvoada aceea, mai bine îl omoară. Spuneam că avortul este expresia cea mai clară a lipsei de dragoste naturală. Haideți să vă spun ceva care pe mine m-a șocat enorm. Iată cum justifica sclavia Curtea Supremă a Statelor Unite în 1857. Sunt 4 articole care au justificat să țină pe negri sclavi. Numărul 1, sclavii sunt oameni, dar nu persoane. Ei sunt oameni, dar nu sunt persoane. Articolul numărul 2, sclavii devin persoane numai după ce au fost eliberate. 3. Înainte să fie liberi, sclavii nu au niciun drept. 4. Stăpânul are dreptul să facă ce vrea cu proprietatea sa, inclusiv cu sclavul. Sclavii sunt proprietatea lui, stăpânul poate să facă, să-i vândă, să-i omoare, să-i facă ce vor, proprietatea lui și nimeni nu se bagă peste proprietatea omului. E bine, șocul care este? Că atunci când Curtea Supremă, în 1974, prin cazul acela Roe versus Wade, a luat decizia aceasta, s-au inspirat direct din articolul acela despre sclavia negrilor în Statele Unite. Ascultați, numărul 1. Înainte de naștere, fătul este uman, dar nu o persoană. El este uman, dar nu este o persoană. Bebelușii devin persoane legale numai după ce au fost născuți. 3. Înainte de naștere, bebelușii nu au niciun drept. Și
4, femeia are dreptul să aleagă ce să facă cu trupul ei, inclusiv fătul. Deci exact aceleași argumente care le-au folosit să-i țină pe negri sclavi, au fost luate, prelucrate și folosite să justifice omorârea milioane de copii în fiecare an în Statele Unite ale Americii. Deci Roe versus Wade a folosit exact aceleași argumente în decizia din 1974 să justifice avortul în America. Oamenii aceștia se pare că n-au citit niciodată psalmul ăsta 139, versetele 13 la 17. Haideți să-l mai auzim o dată. Tu m-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncurile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă priveau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Vai, ce cuvinte extraordinare, care descriu, de fapt, genesa noastră, cum venim pe lume, din ordinul lui Dumnezeu și sub ochii lui care priveghează și ne însoțește în această călătorie spre existență. Aici aș vrea să mai vă spun câte ceva, este că păcatul avortului este mult mai grav decât pare el la suprafață. Ca orice crimă împotriva unei ființe umane, ca orice ucidere, avortul vorbește despre locul lui Dumnezeu în conștiința omului și despre valoarea ființei umane în ochii lui Dumnezeu. Iată ce spune Oswald Chambers despre păcatul lui Cain, cel care este primul care ucide o ființă umană. Zicea el așa, niciun om nu își poate ucide fratele dacă nu l-a ucis mai întâi pe Dumnezeu înăuntru lui. Crima lui Cain este mult mai profundă și mai mare decât uciderea fratelui său. Este răzvrătirea întregii sale naturi împotriva lui Dumnezeu. Sunt îngrozitoare cuvintele acestea, înspăimântătoare. Dietrich Bonhoeffer, pastorul acela care s-a ridicat împotriva lui Hitler și care a murit ca martir, a murit cu câteva zile înainte de căderea fascismului, l-au omorât, nu l-au lăsat să trăiască în lagăr, a scris cuvintele acestea care ar trebui să le punem undeva, să le vadă și politicienii noștri. Distrugerea embrionului în pântecul mamei este o încălcare a dreptului de a trăi pe care Dumnezeu l-a dăruit acestei vieți în curs de naștere. A ridica întrebarea dacă suntem aici deja preocupați de o ființă umană sau nu, înseamnă doar a confunda problema. Singurul fapt este că Dumnezeu a intenționat cu siguranță să creeze o ființă umană și că această ființă umană în curs de dezvoltare a fost în mod deliberat lipsită de viață și aceasta nu este decât crimă, nu este altceva decât crimă. Am găsit afișul ăsta undeva care mi s-a părut absolut șocant. Salvarea noastră a început cu o sarcină neplanificată. Okay. Haideți să vorbim câteva lucruri despre eutanasie. Eutanasia înseamnă lipsa dragostei pentru părinți și bunici, pentru bătrâni. Ea este în subiectul, probabil, zâmbetelor și a râsetelor noastre.
Dar sunt cei care ne-au dat viață, ne-au adus pe această lume și avem obligație să respectăm. Iată ce spune Enciclopedia Britanică despre eutanasie. Eutanasia, numită și uciderea milei, acțiunea sau practica de a omorî fără durere persoanele care suferă de boli dureroase și incurabile sau de tulburări fizice incapacitante sau de a le permite să moară prin refuzul tratamentului sau retragerea măsurilor artificiale de susținere a vieții. Asta înseamnă eutanasie. Astăzi, eutanasia este legală și legalizată în mai multe țări ale lumii. Vreau să vă spun că nimeni n-are voie să ia viață decât cel care dă viață și care este Dumnezeu. Și ar trebui să respectăm lucrul ăsta. Opinia că eutanasia este permisă din punct de vedere moral este atribuită lui Socrate și lui Platon și filozofilor stoici. Ea este respinsă de credința creștină tradițională, în principal pentru că ea contravine interdicției de a ucide, porunca lui Dumnezeu, una dintre cele 10 porunci, să nu ucizi. În Olanda, unde este legală eutanasia, unul din 42 de decese este prin eutanasie. Unul din 4 doctori recunosc că au ucis pacienți fără voia sau acordul lor. În anul 1990 au fost înregistrate 13.506 cazuri de eutanasie numai în Olanda, din care 65% au fost fără acordul pacientului. Avem o prietenă la Paris, o prietenă de la Rodica, bolnavă, toată viața a fost handicapată. Când s-a internat într-un sanatoriu, spre mirarea ei, a venit un consilier să o lămurească că e mai bine să ia o injecție și să scape, să lămurească că e mai bine să se sinucidă. Ne-am îngrozit. Țară civilizată, nu? Franța. Sunt țări unde se legiferează eutanasia la cerere. Știți că până și un copil poate cere legal să fie eutanasiat de doctori, cu sau fără motiv, cu sau fără acordul părinților. Vă puteți imagina să locuiți într-o asemenea țară și să trimiți copiii la școală, să o supra pe tine că l-ai pedepsit că nu și-a făcut tema sau cine știe ce, și merge la nurse să ceară că el vrea să fie eutanasiat. Lumea care trăim este extrem de periculoasă. Iată ce spunea Iov în capitolul 12, versetul 10. El ține în mână sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Și ar trebui să ținem cont de asta. Fără dragoste firească pentru țară și popor, nu? Țara, familia și Dumnezeu sunt trei coordonate ale dragostei jertfitoare. Suntem gata să mergem să murim, să ne apărăm țara, credința, nu? Și familia noastră. Știți că soldații care mergeau pe front, mergeau cu poza familiei în buzunar, nu? Și cu o carte de cântări sau de rugăciuni. Pentru el, țara, credința, nu? Și familia erau motivele pentru care el era gata să moară. Nu? Astăzi, dacă nu mai iubim aceste lucruri, pentru ce murim? Nu mai murim. Nu ne mai apărăm. Când nu mai iubim țara, o părăsim. Este încă de pe vremea latinilor afirmația aceea, ubi bene, ibi patria, unde e bine, acolo e patria mea. Nu? Încă de pe vremea latinilor era fraza asta. Acolo e țara mea, unde e bine, nu? Omul sfârșitului nu își iubește nici țara, nici familia și nici pe Dumnezeu. Ăsta nu iubește nimic. Planeta pe care locuim nu mai este iubită, nu ne mai iubim casa, nu ne mai iubim planeta în care trăim, o exploatăm și facem tot ce vrem, pentru că nu este mai important decât
darurile care ne le-a dat Dumnezeu. În final, câteva versete din Biblie vreau să le citim. Iată ce spune Matei 24:12. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Aici vreau să menționez că cuvântul dragoste de aici este agape, este dragostea jertfitoare. Dar când asta care este cea mai profundă iubirea noastră se răcește, celelalte au murit de mult. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Aici se încheie studiul meu din această seară și vreau să spun doar atât că merită să depunem un efort să înțelegem acești termeni care sunt foarte profunzi, ne deschid orizonturi noi și avem nevoie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu cât mai mult. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să-L rugăm pe Domnul să ne dea dragoste pentru cei din casa noastră, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru oamenii din jurul nostru, pentru frați și surori. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să păstrăm flacăra aceasta iubirii autentice până la capăt și să nu intrăm în gloata aceasta de la urmă a unor oameni cărora le lipsește dragostea firească. Să ne rugăm!